Campion național la categoria junior sub 16 ani, Mihnea Costachi va fi în premieră liderul echipei României la această competiție. Mihnea va juca la masa 1, urmând a înfrunta pe cei mai bine cotați jucători ai echipelor adverse. George Ileană revine în activitatea șahistă după o pauză de 3 luni în care s-a concentrat pe pregătirea școlară. Obținând un rezultat foarte bun la examenul de capacitate, media 9,55, George a fost admis la Colegiul Național Horea Cloșca și Crișan din Alba Iulia, acolo unde studiază deja și Mihnea Costachi.